Accident bizar în Comuna Șimian. O șoferiță a pierdut controlul volanului, iar autoturismul pe care îl conducea s-a izbit de un cap de pod. Femeia a fost preluată de urgență de un echipaj smurt. Accident grav pe calea Hinovei în Comuna Șimian. O femeie de 45 de ani a fost transportată de urgență la spital după ce ar fi pierdut controlul volanului. Impactul a fost violent. Autoturismul s-a izbit de un cap de pod. Astăzi o femeie de 45 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DN56A la intrare în localitatea Șimian, a intrat în coliziune cu un cap de pod. În urma impactului a rezultat rănirea conducătoarei auto care a fost transportată la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză a fost întomit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurelor care au condus la producerea acestui eveniment. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitatea cauzelor și împrejurărilor care au condus la producerea acestui eveniment.